Bine v-am găsit, fraților! Îmi revine bucuria de a fi împreună cu fratele Radu Ștefan și fratele Valentin Dăneață. Fratele Dăneață a revenit din România după un timp petrecut acolo, așa că sunteți obișnuit cu lumea media. Iar fratele Ștefan ne vizitează pentru o perioadă mai lungă și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și vrem să ne bucurăm de prezența și de cunoștința și de experiența dumneavoastră. V-aș ruga pe dumneavoastră să vă rugați la deschidere pentru rugăciune și apoi să începem în derularea studiului. Tatăl nostru, bun și minunat, care ești în ceruri, îți mulțumim pentru această nouă zi de viață, de har, de experiență cu tine. Te rugăm să binecuvintezi conversația noastră, amin, studiul acesta biblic, dă-ne înțelepciune prin Duhul tău și sfințește activitatea aceasta. Te rugăm pentru toți cei care vor asculta și vor privi, fă-i să-și îmbogățească cunoștințele, experiența lor cu tine și umblarea pe pământul acesta în lumina feței tale. Să fii binecuvântat și slăvit pentru toate lucrurile în vecii vecilor prin Domnul Iisus. Amin. Amin. Vreau să dau ocazia fratelui Ștefan să ne spună câteva lucruri despre dânsul, pentru că sunt sigur că vă cunosc foarte mulți oameni, dar poate sunt și oameni care nu vă cunosc și e mai bine dacă ne spuneți dumneavoastră o scurtă prezentare despre ce ați mai făcut și despre lucrarea pe care ați... Sunt pastor al Bisericii Adventiștilor de ziua șaptea, pensionar de 11 ani, am servit biserica aceasta în România, în Australia și în Statele Unite ale Americii. Comunități românești și americane. În prezent mă aflu aici pentru odihnă și mai mult decât odihnă și mă bucur că am ocazie să particip la această dezbatere. Auziți, frate Dăneață, e o dezbatere, așa că eu voi încerca să realizez lucrul acesta, dar și cuvântul dumneavoastră... Cuvântul dezbatere este format din două. Este din cuvântul batere, așa, și din des. Uh-huh. Ceea ce înseamnă batere deasă, uh-huh, cu frecvență mare. Aș bucura să... Și intră bine, pentru că se leagă de subiect. Și tocmai pe dumneavoastră vreau să vă întreb, auziți, războiul văzut și cel nevăzut. De la văzut, de cel văzut, mai știu ce să mai spun, dar de cel nevăzut, la ce se referă? Este și un război nevăzut? Și nu știu, e în cărțile de istorie, de când a început, știe lumea despre el? Observ că am ajuns în Evanghelia după Matei la capitolul 11, observ că am ajuns cumva la Ioan Botezătorul. Și probabil că Ioan Botezătorul este un personaj profund afectat de această luptă. În momentul ăsta el se află în închisoare. În momentul acesta se întreabă dacă cel pe care el îl înțelesese ca fiind Mesia este cu adevărat Mesia sau nu. El se întreabă dacă într-adevăr Dumnezeu a coborât pe pământ sau n-a coborât pe pământ. El vedea națiunea ebraică încă sub romani și aștepta eliberarea ei. El înțelege că războiul sau lupta nu se află numai la nivel de romani și iudei, ci așteaptă o eliberare divină. Încearcă să perceapă, să înțeleagă oarecum miezul evenimentelor care se derulau în jurul lui. Și el însuși, de acolo, din închisoare, vrea să aibă o viziune mai completă și mai amplă a lumii în care se află el. Cu alte cuvinte, aș vrea să spun că bătălia lui Ioan Botezătorul este o bătălie pentru cunoaștere. Și probabil că, pornind de la Ioan Botezătorul, tema aceasta a cunoașterii reale a lumii în care trăim este extrem de importantă și are legătură cu războiul văzut și nevăzut. Deci, îmi permiteți? Vă rog. Mă gândesc la toată viața și activitatea lui Ioan Botezătorul. În momentul în care îngerul Gabriel a venit să anunțe nașterea lui în templu către Zaharia, diavolul deja și-a făcut planul ce să facă cu acest nou născut care va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Și i-a făcut greutăți tot timpul, s-a bucurat să-l vadă în închisoare și până la urmă să-l vadă mort, cu capul tăiat, forțele întunericului, luptând împotriva lucrării lui Dumnezeu și a slujitorilor lui.
E război, nu? De acord. Credeți că Ioan Botezătorul a priceput că ați vorbit despre o luptă pentru înțelegere și a vrut să priceapă? A priceput până la urmă sau nu a priceput? Asta a fost lupta lui. Adică, dincolo de moartea lui, este ceva mai bun decât atât. Faptul că va muri se pare în momentul acesta că este foarte clar pentru Ioan Botezătorul. Își dă seama că va muri. În același timp însă, are vreun rost viața lui? 6-7 luni de zile de propovăduit în pustie. Cam atât a fost perioada lui Ioan Botezătorul, perioada lui de lucru. Pentru treaba asta, 30 de ani de pregătire. 30 de ani de pregătire pentru 6-7 dacă Mesia n-a venit de misiune. Are rost, n-are rost. Sunt întrebările lui pe care și le pune aici. Și într-adevăr, va primi răspuns la toate. Deci ziceți că a priceput, dar la sfârșit lucrul acesta. Iisus Hristos va face un lucru extraordinar pentru el și nu numai că va face un lucru pentru el, eu cred că Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru Ioan Botezătorul și sub prezența Duhului Sfânt, Ioan Botezătorul va înțelege lucrurile în perspectiva marii lupte, nu doar în perspectiva pătratului lui mic de existență. Apropo de acest pătrat de existență, credeți că Ioan Botezătorul a gândit și el în termenii ucenicilor cu privire la lupta împotriva romanilor, cu privire la instaurarea împărăției Israelului și așa mai departe? A gândit și el în termenii acestea sau nu? E posibil lucrul acesta, numai că eu cred că și ucenicii lui stăteau în cumpănă. Veneau să-l informeze despre ce făcea învățătorul din Galileea, și ridicau ei îndoieli. E imposibil ca ei să nu fi pus niște probleme. Și Ioan Botezătorul a fost interesat și pentru înțelegerea de către ei a misiunii lui Mesia. Da, credeți că el a înțeles, Ioan Botezătorul? Nu neapărat. Haideți să vă spun de ce. Vreau să zic că întotdeauna războiul nevăzut are componentele războiului văzut. De acord. Deci nu se poate altfel. Se pornește de la războiul văzut și după aceea se înțelege cele înțelege. Adică războiul nevăzut are proiecția s-a văzută în ce se întâmplă pe pământ. Haideți să vă spun. Eu din ce înțeleg, m-am uitat pe cartea pe care a fost pe baza căreia a fost redactată lecțiunea. Și autorul cărții în lecțiune nu se surprinde foarte mult cu asta. Vreau să le spun celor care vor să studieze mai de aproape. Îl iau pe Ioan Botezătorul și fac discuția aceasta pe care ați făcut-o dumneavoastră, cât a înțeles din lumea văzută și lumea nevăzută, și ei merg pe concluzia că Ioan Botezătorul n-a înțeles foarte bine. La sfârșit s-a luminat când Domnul Hristos i-a spus, pentru că el avea o așteptare și o împlinire politică, militară, în care Mesia trebuia să se acționeze într-un mod pe care îl știam foarte clar. Vine, termine cu romanii și s-a terminat cu lucrurile acestea. Și Domnul Hristos îi spune, e mai mult decât atât, tu trebuie să fie adus, m-am rugat pentru tine, ucenicii trebuie să priceapă lucrurile astea. Și cei din lecțiune spun, ei, vedeți că oamenii pot să înțeleagă realitatea marii lupte, dar pot să o înțeleagă greșit. Ioan Botezătorul vrea securea să fie înfiptă la rădăcină. Iar Domnul Hristos acționa ca robul din Isaia 53. Ioan Botezătorul vrea să fie ca unul ca Ilie, a unul care are să vină, cu unul care va coborâ foc din cer și va termina cu romanii, așa zic dânsii. Și merg pe ideea că n-a înțeles lucrul acesta și uite, a luptat marea luptă, dar n-a înțeles. E posibil, zic ei, să facem și noi același lucru, să înțelegem foarte bine termenii marii lupte și să avem o înțelegere greșită și să nu ducem lupte cum ar trebui. Cam așa abordează autorul acestei lecțiuni prezentarea pe care altceva, în ciuda limitelor de înțelegere ale lui Ioan Botezătorul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, el a lansat niște adevăruri. Absolut. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acesta e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Se pare că nu înțelegea el tot ce spune, dar era inspirat. Adevăruri mari. Nu numai că este un pericol să reducem tot ceea ce s-a întâmplat cu un profet la elemente strict firești sau istorice. Este un pericol. De ce? Pentru că Ioan Botezătorul începe toată activitatea sa cu botez. Botezul nu este o problemă nici socială, nici istorică și nici nu trimite la problemele social-istorice. Botezul trimite la chestiunea spirituală, da, unui om de a schimba complet
biserica lui Dumnezeu, care pe vremea aceea era națiunea lui Israel. Da. Și îi cheamă pe acolo și cere schimbarea lor interioară. Interioară, nu exterioară. El le spune oamenilor, pui de năpârci. El le spune celor de acolo, pocăiți-vă. El le spune, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, și când vorbește de împărăția lui Dumnezeu că s-a apropiat, vorbește de oameni pocăiți care intră în această împărăție. El nu este profetul care începe să constituie împărăția lui Dumnezeu ca fiind o împărăție a luptei politice. Nu, nu este asta. Nu înțeles. El cere celor ce intră în împărăția lui Dumnezeu schimbare prin pocăință. Și asta îl face pe Ioan Botezătorul să apropie foarte mult de conceptul de biserică pe care Iisus Hristos vrea să o instituie. De acord, este un argument foarte bun. Ce s-a întâmplat acolo în închisoare, frate Ștefan, când el a avut întrebarea aceea? Dumneavoastră credeți că el a avut un moment de îndoială sau a fost un moment sincer de verificare? Sau ce s-a întâmplat cu el acolo? Că nu știu. Nu știu, dar închipuiți-vă că stați într-o așa închisoare pe unde circulă șobolani, e mucigai acolo și timpul se lungește și marele învățător și făcător de minuni nu face nimic ca să vă ajute să vă scoată de acolo. Om ești. La un moment dat te cutremuri. Îți pierzi curajul. Îndoieli n-aș putea să îi imput pentru că nu știu, dar greu era. De aceea a avut nevoie de un cuvânt din partea lui Hristos. Eu aș merge pe ideea dumneavoastră și mi-aduc aminte de ceea ce scrie profetul inspirat în situația aceasta și Ellen White spune că Ioan Botezătorul a fost pradă îndoielii. Așa cum spuneți, după zile de stat în situația aceasta, îndoiala apare. Și s-a îndoit în mod special în legătura cu misiunea Domnului Iisus Hristos. Păi aici este aspectul. A început bine spiritual cu botezul, a înțeles lumea nevăzută, iar în închisoare l-a ajuns îndoiala, spuneți, și ne dăm seama din explicațiile lui. Totuși Domnul Hristos se uită la el și spune, nu este un... Vezi, Ioan Botezătorul se descurajează datorită faptului că, spunea fratele Radu, în mod normal ar trebui ca prima mișcare să fie în legătură cu Ioan Botezătorul. Ia, eliberează-l pe Ioan Botezătorul, pune-l la dreapta ta și faceți o lucrare și împreună, mergeți împreună. Poporul îl respecta, nu mai fusese un profet de atâta timp. Adică, da, îmi permiteți? Vă rog. Așa este. Înțeleg mai bine acum. Chiar cuvintele trimise de Domnul Hristos lui Ioan prin ucenicii lui, și ferice este de acela care nu găsește în mine o pricină de potignire. Dau de înțeles că da, se clătina Ioan în înțelegerea lui cu privire la misiunea lui Hristos. Hristos se uită, zice că nu este unul mai mare. Tu trebuie să ne conduci pe noi și să ne scoți din momentele în care rămânem blocați asupra unui punct. Dar n-ați rămas blocați, asta e. Nu, eu am rămas. Asta e problema, eu am rămas. Mă gândeam că este așa de greu. Întotdeauna noi privim împărăția lui Dumnezeu prin noi. Împărăția lui Dumnezeu a venit pentru mine. Ioan Botezătorul a crezut și el așa. Împărăția lui Dumnezeu a venit pentru mine. Împărăția lui Dumnezeu mă va scoate de unde sunt. Și surpriza este faptul că împărăția lui Dumnezeu a venit pentru Ioan Botezătorul, dar nu l-a scos din închisoare. Acum, pentru că ați amintit niște pagini inspirate, de acolo eu am înțeles și că faptul că Mântuitorul l-a lăsat pe Ioan în închisoare și l-a lăsat să fie ucis a fost pentru binele milioanelor de credincioși care după aceea erau încurajați când treceau prin greutăți. Dați-mi câteva argumente. Dacă Ioan Botezătorul... Odată, ăsta ar fi. Dacă Ioan Botezătorul a trecut pe acolo... A fost primul martir în epoca nouă testamentală. Da. Și a fost o încurajare pentru alții care au trecut pe acolo. Adică dacă îi găsim motive lui Ioan pentru care s-a îndoit, noi care înțelegem marea luptă și vrem să înțelegem ceva din lecția asta, să învățăm ceva pentru viața noastră, dați-mi argumentele care arată că înțelepciunea divină prin Domnul Iisus Hristos a acționat în modul corect pe care noi sau Ioanul l-a perceput atunci. Ar fi fost mai bine dacă Ioan Botezătorul ar fi fost eliberat din închisoare? Păi haide să ne gândim.
probabil că sub aspectul politic, la Irod, Irod avea o chestiune personală cu Ioan Botezătorul. Nu numai cu, sub aspectul politic, dar imaginați-vă că mișcarea de trezire a lui Ioan Botezătorul s-ar fi unit cu mișcarea de redeșteptare a lui Iisus Hristos. Era o dublură. Erau două torente care se uneau aici, era mai bine. Și altceva, altceva. A zis Mântuitorul că cel mai mare om născut din femeie a fost Ioan Botezătorul. Da, continuați ce am vrut să spun. Și un element al mărimii lui a fost și faptul că a zis el trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. Și asta, ok, ok, aici este macazul. Da, dar aici fiind... Dar înainte ca să se... Dacă nu s-ar micșora, dacă nu s-ar fi micșorat Ioan Botezătorul și dacă Ioan Botezătorul ar fi crescut și ar fi crescut și Iisus Hristos, n-ar fi fost mai bine? E, aici am vrut eu să ajung. Dacă el era afară, s-ar putea ca la un moment dat să fi pierdut măreția asta de caracter, pentru că era om. Putea o să înceapă spin de gelozie. Ori așa a fost ferit de el? Eu cred că nu putea. Eu cred că nu se putea. Trebuia neapărat să se micșoreze. Nu văd altă cale. De asta ne este greu să acceptăm. Eu cred că nu se putea. Ia spune-mi tu acum, să fiu eu cel ce pun. Vă rog frumos. De ce crezi tu că nu se putea? Pentru că... De ce trebuia ca Ioan Botezătorul să scadă neapărat? De ce era un model absolut necesar? Cel puțin fac legătură cu textele pe care Domnul Hristos le spune, când zice că v-am cântat din fluier și v-am cântat de jale. Și în context se vorbește despre faptul că mesajul lui Ioan Botezătorul era unul de înmormântare și de schimbare și de lumea morții și zice, uite, Domnul Hristos a venit la voi, a fost un mesaj... Deci ce spui tu este că mesajul, mesajul lui Ioan Botezătorul a fost mesajul acela de reformă și de pocăință. Pocăinți-vă că așa. Iar la Domnul Hristos reprezenta un alt moment care venea în completarea primului mesaj, da, în continuarea lui și în momentul Domnului Iisus Hristos era... Ar fi intrat în conflict. Așa cred. Cât de mult se putea micșora Ioan Botezătorul? Până unde merge micșorarea? Până la zero. Ioan trebuia să dispară. El era înainte mergător. A pregătit calea. Pentru ce? Să mai rămână? Puteau să coexiste? N-avea rost după mine. De ce? Pentru că pregătitorul de cale trebuia să dispară. De asta e pregătitor. Că trebuie să urmeze celălalt. Încă vă gândiți. Văd că încă vă gândiți. N-aveți un răspuns, dar vă gândiți la aspectul acesta, mă nu? Mă gândeam la solia Domnului Iisus Hristos, care vorbește despre solia Domnului Iisus. Se pare că este împărăția cerurilor s-a apropiat, este solia lui Ioan Botezătorul, da. Și Domnul Iisus Hristos vine cu împărăția. Da. Vine cu împărăția și se pare că, într-adevăr, toate privirile trebuiau centrate pe Iisus Hristos. Măreția Domnului Iisus Hristos trebuia să fie unică. Lângă Domnul Iisus Hristos nu trebuia să mai fie alte cârje. În momentul în care ai terminat construcția, dai schela la o parte. N-ar arăta frumos o clădire terminată, ai intrat în ea și schelă împrejur. Bun. El a fost schelă. Bună schelă. Îmi place foarte mult argumentul acesta. Noi de multe ori ne comparăm și vorbim despre generația Ilie, pe ideea că este cel de-al doilea Ilie, da? Și învățăm noi ceva ca și biserică care ar trebui să-l reprezinte pe Ioan Botezătorul. Apropo de torentele acestea care se întâlnesc, de micșorarea aceasta, învățăm noi ceva ca și mișcare religioasă? Eu aș zice că individual noi trebuie să înțelegem pentru ce ne-a chemat Dumnezeu, care este rolul și limitele responsabilității noastre și să nu încercăm să mergem individual, peste alții. Dar ca biserică, v-ar place dacă v-aș spune... Biserica Adventă are un punct în istoria profetică, în viitor, când trebuie să se micșoreze ca să-L pune în valoare pe Domnul Iisus Hristos. La fel cum a făcut Ioan Botezătorul. Pe ideea că avem aceeași comparație. N-aș dori să creez impresia acum că vrem neapărat ca biserica asta să fie mare tot timpul. Cu toate astea, fiind ultima perioadă profetică, Se pare că noi suntem chemați la a merge până la capăt în a-L preamări pe exact. Iisus Hristos și a-L prezenta pe Iisus Hristos. Deși martorul credincios spune că biserica aceasta nu prea știe unde ne încadrăm noi când vorbește la Odisei. Nu prea știe ce? Ce-i cu ea? Nu știi că ești, Unde ne încadrăm? Unde ne încadrăm?
Deci dacă luăm mesajul bisericii de către Laodiceea, da, unde se încadrează mișcarea adventă în cadrul, mesajului adresat Laodiceei? Intră ca parte separată, intră ca parte implicată sau e în afară, e în conflictul acesta, nu e? Citesc spiritul profetic și în spiritul profetic mi se spune că mesajul întreg se adresează bisericii acestea. Deci mesajul întreg al părții sau al perioadei laodiciene se adresează bisericii adventiste. Și bisericii adventiste, Dumnezeu îi spune... Fii plin de râvnă și pocăiește-te. Corect. Și spune, ți se pare că le ai pe toate, dar nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac. Și dacă nu te pocăiești, te vărs. Bun. Cu alte cuvinte, micșorează-te. Micșorează-te ca eu să fiu preamărit. Eu cred că acolo este vorba de o pregătire corespunzătoare, spirituală, ca să ne putem îndeplini rolul pentru care ne-a chemat Dumnezeu. Însă, nu cred că se aplică și la această mișcare finală, Ilie 3, ideea de a se micșora, ci merge până la capăt, până la venirea Domnului cu activitatea sa. Abia atunci. Eu știți de ce vă pune tocul jos. Pune o întrebare aceasta? Aș vrea să te întreb ce înțelegi prin a te micșora. Că aici e toată. Bun, haideți să vă spun din ce cauză am pus întrebarea și vă dați seama. Pentru că sunt două curente când vorbesc despre felul în care ne ducem la bun sfârșit lucrarea ca mișcare adventă. Pe de o parte, unii zic că prea ne batem cu pumnul în piept, că facem toată lucrarea și că noi suntem buricul pământului și ar trebui să ne mai micșorăm. Pe de altă parte... Să lăsăm să crească cine? Hristos și iubirea necondiționată și toată lumea este chemată. Ieri am ascultat predică progresivistă despre pasajul din Apocalips în care se vorbește despre hainele albe. Și pastorul a spus, a prezentat cele două idei și a spus ce contează dacă suntem într-o 144 sau ce contează că suntem din Marea Gloată. Nu e important că suntem nici din Marea Gloată, nici dintre 144.000. Important e că suntem cu toți niște păcătoși, că Domnul Hristos ne iubește pe toți și ne cheamă pe toți. Ce tot atâta ne supărăm într-un așa ta? Ei, întrebarea mea a venit din cauza faptului că aud lucrurile acestea. Și învățând de la Ioan Botezătorul și învățând, făcând corelația cu Ilie 3, vreau să înțeleg și despre mișcarea adventă în contextul în care se pregătește o cale, venirea Mântuitorului pentru a doua oară. Deci, dacă a te micșora înseamnă să te dai la o parte și să-L prezinți pe Iisus Hristos în toată puterea Lui, aceasta este chemarea bisericii la ora actuală. Dar dacă mă întreb cu ce putere trebuie să-L prezentăm pe Iisus Hristos, atunci răspunsul meu este cu toată puterea până la capăt Iisus Hristos trebuie să fie prezentat. Ei. Problema care... Deci aici nu mai trebuie să scad. Nu, problema este de înțelegere și o aveți și în lecțiune. Știți cum spun? Zic așa. Cumpără de la mine alifie pentru ochi. Ochiul, care e rolul ochiului? Ca să vezi înțelegerea ta, mintea ta, ce mentalitate ai. Și toată lumea zice, nu cumva și noi suntem în pericol de a înțelege greșit? Zice, uite de la Ioan Botezătorul. S-a îndoit, poate că n-a înțeles bine, poate că insistăm pe ce n-ar trebui. Eu știu că mie mi se pare ciudat argumentul acesta, dar e prezent. Deci întrebarea ta ar fi așa. Da. Este cazul să prezentăm în forță mesajul care îl avem sau este cazul să ne îndoim puțin mai... de mesajul ăsta, să fim mai moderați pentru că s-ar putea că nu se întâmpla știe. Să nu înțelegem da. Foarte bine. Să o lăsăm mai moale. Să o lăsăm da. Mai moale. Așa ar veni în termen. Îndoială filozofică. Da. Îndoială filozofică. Pentru că și tu ai dreptate și eu am dreptate și că sunt mai multe căi. Cam așa e. Acel demers cartezian în care... Domne, stai puțin, întotdeauna îndoiește-te de tine însuți. Da. Mă îndoiesc de ce exist. Cam asta este. Da. Cam asta este patul pe care se... Altceva. Se și numai ca răspuns la întrebarea aceasta, răspunsul meu este simplu. Dumnezeu nu ne cheamă pe noi să ne îndoim de noi înșine tot timpul, pentru că mesajul nu e al nostru. Da. Mesajul este mesajul care ți l-a dat Iisus Hristos. Este verificat de Iisus Hristos și mie sau ție, Dumnezeu ți-a spus doar atâta. Ia mesajul ăsta care nu e al tău și spune-l în gura mare. Dacă te îndoiești de el, nu vei mai putea să-l spui în gura mare, nu vei mai putea să-l proclam, dar mesajul nu este al tău, ai încredere în cine ți l-a dat. În felul acesta, noi suntem chemați să-l ridicăm pe Iisus Hristos. Da. Prin proclamarea mesajului lui. Cum justificăm afirmația că această mișcare religioasă la sfârșitul istoriei este un al treilea Ilie cu
ultimele versete din Vechiul Testament. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos, există un Ilie colectiv care face lucrarea lui Dumnezeu. Și altceva în legătură cu Ioan Botezătorul, că a trecut printr-un moment dificil, a trecut și Ilie. După o demonstrație în forță pe muntele Carmel, în care Dumnezeul cel viu a fost preamărit, Ilie s-a descurajat și a fugit. N-avea nevoie Ioan Botezătorul în continuare să treacă prin așa emoții. Bun. De aceea Hristos l-a întărit prin cuvintele sale. Ei, pe baza aceasta s-a discutat și închei, pentru că e un subiect interesant, nu prea este surprins în lecțiune, dar cred că cei care ne urmăresc poate să-l înțeleagă. Se mergea pe faptul că Ioan Botezătorul s-ar fi așteptat la deschiderea porților închisorii și la continuarea lucrării pe care a început-o dânsul braț la braț cu Domnul Iisus Hristos în felul coborârii focului pe muntele Carmel. Pe când Domnul Hristos a acționat ca un rob și a spus, du-te și spune că vezi că șchiopii merg și surzii și așa mai departe, e acțiunea robului tăcut, liniștit și frumos, tot în susurul blând când îi vorbește lui Ilie. Ascultă-mă puțin, da. Eu nu văd lucrurile așa. Da, vă rog. În momentul în care Domnul Ioan merge la Domnul Iisus Hristos și primișii lui îl întreabă, da, tu ești sau să așteptăm pe altul, Domnul Iisus Hristos dă la o parte și arată lupta nevăzută. Pentru că mai puternic decât războiul săbiilor și al suliților și e lumea nevăzută, combaterea politică, mai puternic decât toate astea este momentul în care toată lumea stă și vede că Iisus Hristos scoate afară pe demon și îl dă la afară pe Satan și îl biruie și îl face praf pe Satan. Este câștigarea războiului nevăzut marele merit al Domnului Iisus Hristos. Ceea ce se întâmplă acolo la Ioan Botezătorul este dă la o parte cortina spre viziunea aceasta. Și Ioan Botezătorul se bucură de această viziune mai mult decât dacă Iisus Hristos, și acum sunt cuvintele mele, l-ar fi scos din temniță. Am înțeles. Pentru că și el, Ioan Botezătorul, are probleme cu Satan. Marea problemă a lui Ioan Botezătorul nu sunt romanii. Marea problemă a lui Ioan Botezătorul este pocăința oamenilor împotriva lui Satan. Și atunci când vede că Iisus Hristos continuă, de fapt, această perspectivă, Ioan Botezătorul este mulțumit, este liniștit. Observați tactica murdară a diavolului. Am vorbit prea mult de Ioan Botezătorul, cred eu. Mai sunt și alte părți în studiu. Da, nu trecem prin toate, dar tactica murdară a diavolului a ajuns să pună lucrarea lui Hristos pe seama lui, prin farisei, cu ajutorul Belzebulului. Domnului demon o scoate el demonii. Sigur. Adică... Și Mântuitorul a zis, dar cum e posibil așa ceva? Da. Adică oamenii să privească la lucrarea lui ca fiind satanică și gata, s-a făcut praf toată misiunea Mântuitorului. Aici era... De fapt, cortina aceasta de care... Practică nenorocită. Era, sigur că da. De fapt, cortina aceasta pe care a ferit-o și a înțeles-o Ioan Botezătorul la care faceți referire, este ceea ce ar vrea să înțelegem și noi astăzi, nu? Credeți că lumea religioasă, bisericească, lumea diferitelor religii, denominațiuni, pricep conflictul acesta a războiului nevăzut? Ar fi de dorit. Dar îl pricep? În mod clar. Uitați-vă prin religii. Uitați-vă prin denominațiuni și spuneți-mi dacă îl înțeleg sau nu îl înțeleg. E parte integrantă, că dumneavoastră îmi spuneți că schimbă cu totul direcția și îți dă viziunea clară a ceea ce se întâmplă. Probabil pentru a înțelege treaba asta ne este dat cazul versetului care spune că împărăția cerurilor se ia cu năvală. Textul de memorizat care trebuie să-l luăm, da, și pe acesta, da. Se ia cu năvală. Există două feluri, două imagini, două idei în legătură cu năvala. Năvala ușii deschise, când ușa este deschisă și toată lumea năvălește pe ușa deschisă, dar nimeni de fapt nu-ți pune piedice în a intra acolo, ci doar faptul că ușa e prea strântă și năvala e năvala ușii, dar nimeni nu se împotrivește. Iar cea de-a doua imagine este că la bătăliile erau cu năvală. Adică năvala înseamnă să năvălești asupra dușmanului tău și se dă năvală din toate direcțiile. Din toate direcțiile. Se spune că Ștefan cel Mare cunoștea firea românilor și știa că dacă
câștigă momentul de început, bătălia e câștigată. Dacă pierde momentul de început, bătălia e pierdută. Se dezamăgesc ușor. Da. Ideea era că asta este năvala. La început se dă năvala, atunci se câștigă războiul și bun, totul deci este aveți câștigat. Cele două idei. Există da. Și năvala datului din coate. Împotriva altora, calci pe cadavrele lor. Nu așa se merge în Împărăția Lui Dumnezeu și nu asta e ideea acolo. Ci e vorba de de grabă, nu sta pe loc, nu șovăi că te pierzi. În ce privește acceptarea învățăturilor lui Dumnezeu și intrarea în Împărăția Harului, trebuie hotărâre, nu șovăire. Mai este și varianta că năvală, în momentul în care dai năvală, se dă năvală împotriva unui dușman. Nu se dă năvală împotriva unei căi libere, în care nimeni nu ți se opune. Nu este doar o fugă ușoară înainte. Biruirea unor obstacole. E o cursă cu obstacole. Ci este vorba năvală în sensul că înainte de a intra pe porți, acolo dușmanul va face ultima. Mi-ați dat cele două, trei sensuri, vă mai complic și eu și după asta să-mi spuneți care este sensul. Lecțiunea merge și pe ideea pozitivă sau negativă și spune că năvala ține de împărăția răului, care e cu năvală și distruge împărăția lui Dumnezeu și o atacă din toate direcțiile, sau e pozitiv că în ciuda răului, împărăția lui Dumnezeu în mod pozitiv avansează în mod frumos și indiferent ce ați fi, se împlinește. Acum mi-ați dat și sensurile dumneavoastră, mi-ați spus și sensul dumneavoastră. Cum e textul acesta? Cum îl înțelegem? Altceva am vrut să spun. Eu nu răspund la întrebarea asta, probabil, fratele Dănăia, să zice mai bine. Altceva vreau să spun. Ați pus întrebarea mai înainte dacă alții de alte orientări creștine înțeleg această luptă dintre bine și rău. De aceea discutăm noi acum, ca să ajutăm. Bun, dar înțeleg. La această înțelegere. Dar înțeleg. N-aș putea preciza. Bun, haideți să vă iau curentul evanghelic. Înțeleg lupta dintre bine și rău în detaliu. Pentru că mă gândesc că dacă nu înțelegi că în spatele războiului văzut există ceva la o scară mult mai înaltă, nevăzută, n-ai să pricepi niciodată ce se întâmplă. Evanghelia socială face ca această luptă între bine și rău să se transforme într-o luptă socială. Dar în care îți verifici contul de bancă. Dar nu într-o luptă divină, umană. Deci oamenii se luptă să dea la o parte sărăcia, să dea la o parte încăpățânarea, lipsa de educație, să transforme... Chestiuni sociale, da. Toate lucrurile sociale. Lumea păgână religioasă au o luptă. Toate religiile păgâne vorbesc despre un conflict, zei, mame, toate dar formele. Dar este foarte îndepărtat, fără... E basmă. Da, așa. Pe de altă parte, Evanghelia Prosperității, care se găsește de asemenea în lumea protestantă, vorbește despre faptul că în momentul în care slujești lui Dumnezeu, îți va merge bine. Sigur, da. Da. Adică... Dacă abandonăm acest concept al marii controverse între bine și rău, între Hristos și Satana, lumină și întuneric, ne încurcăm rău de tot. Abia așa înțelegem suferințele pe pământ, nedreptățile. Dar... De ce Dumnezeu permite? Pentru că suntem în război. Și în timpul războiului n-ai de toate, mai suferi, ai necazuri. Cei care... Un motiv care dezleagă multe. Cei care ne sunt critici spun că Sora White a venit cu motivul ăsta și că e de la dânsa. N-ar fi fost ceva dovedit. Dânsa a venit cu ideea aceasta, conflictul dintre bine și rău și marea luptă. Că n-ar fi existat. Cum răspundem la critica aceasta? Nici nu trebuia o așa literatură ca să înțelegi acest conflict. Biblia e prea clară din punctul ăsta de vedere. Deci odată ai argumentul biblic. Dar nu s-a răzvrătit Lucifer împotriva Creatorului? N-a fost război în cer? Nu l-a dat afară și războiul a continuat pe pământ? E ceva biblic, fundamental biblic. Nu trebuie altă literatură. Yeah. Dar că există, slavă Domnului! N-am uitat de dumneavoastră. V-am dat vreo 5 posibilități la textul de memorizat cu năvală. Trebuie să, cei care ne urmăresc vor să înțeleagă. Noi le-am dat posibilitățile. Ce ați putea se să... Se poate înțelege oricum. Eu aș merge pe ideea unei ultime lupte, unei ultime năvăliri, mulțumesc, asalt, care are loc înainte de a intra pe porți în cetate. Este ultima năvală. Împotriva vrăjmașului. Deci treaba asta aș vrea să o subliniez. Nu este vorba că toți dăm năvală să vedem cine ajunge primul și nu este nimeni în și față. Și mai dai și câte un cot, cum spuneați. Nu este nimeni în față care să se opună. Nu. Năvală este vremea lui Ștefan cel Mare, adică este ultima bătălie care se dă împotriva unui vrăjmaș
bătălie care trebuie să-l zdrobească pe Satan sub picioarele noastre. Ori vom câștiga și îl vom zdrobi pe Satan, ori dacă nu, nu vom intra în cetate. Personal la textul acesta, eu înțeleg și una și alta. Înțeleg și năvălirea răului care lovește din toate direcțiile. Și înțeleg și pozitiv, în ciuda oricărui fapt, împărăția lui Dumnezeu se va ridica în mod frumos. Deci văd ambele sensuri fără nicio problemă, nu le văd exclus. Acum că se va ridica în mod frumos, e adevărat, dar, e nu, fără, mică, dar nu fără probleme, pentru că Apocalips vorbește despre ridicarea fiarei în același timp. Eu vorbesc de piatra mică, care până la urmă ajunge să distrugă chipul acela. E mică și se pare că chipul acela mare e prea impunător și această... Dar piatra crește și umple pământ. Ei, în sensul acesta, cred că... Zice în Roman, Apostolul Pavel în Roman, capitolul 9, că Domnul va împlini pe deplin și repede pe pământul cuvântului. Năvala aceasta, după mine, ar fi și viteză. Timpul e scurt, sigur. Nu e timp să, ambele să ne gândim mânturi. Prea mult. Nu melci duc lucrarea aceasta la încheiere, ci vulturii. Da, corect. Bun. Apropo de mijloacele murdare prin care este atacat Domnul Hristos, ați vorbit despre lucrul acesta, dar merită să surprindem. La subîmpărțirea de marți, ca să știe cei care ne urmăresc, lumea din perspectiva Marii Lupte. Capitolul 12, versetul 25. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: orice împărăție dezminată împotriva ei înșeși este pustită și orice cetate sau casă dezminată împotriva ei înșeși nu poate dăinui. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? Și așa mai departe, merge până la versetul 29. Ce aspect ilustrează Domnul Hristos aici? Ce vrea să spună în lupta aceasta văzută și nevăzută? Eu cred că vrea să arate că nu poate exista colaborare, coexistență pașnică între lumină și întuneric. Hristos și Satana sunt adversari, nu e colaborare. Bine că s-ar putea specula, da, diavolul a avut o înțelegere cu el, uite, îți permis să mai scoți niște demoni ca să-ți meargă ție bine. Dar nu așa, Hristos a venit ca să nimicească lucrurile celui rău. 1 Ioan 3, versetul 10, parcă, sau 8. Această colaborare, acest mod de a merge împreună e imposibil. Războiul merge până la capăt. Ați pomenit cuvântul adversar. Eu, frate Dănaț, nu mai înțeleg cine mi este adversarul astăzi. Nu știu. Nu mai știu. Bine, vă pun întrebarea din punct de vedere al faptului că de obicei se spune că nu prea înțelegem. Poate să fie înțelegea din mai multe unghiuri, pe mai multe șanțuri, cum le spuneți dumneavoastră. Cine mi este adversarul astăzi? Vezi, Satan, adică Dumnezeu, creează un nume special pentru Satan. Pentru Lucifer. Și acest înger care s-a numit Lucifer la început este redenumit de Dumnezeu ca fiind împotrivitor, da. Sau Satan. Când trebuie Satan să fie definit dincolo de nume, Dumnezeu spune că el este definit ca vrăjmaș prin legea lui Dumnezeu. Și mai este numit în Sfânta Scriptură omul fără de legi. Potrivnicul, acuzator, taina fără de legi. Tatăl minciunilor și așa mai departe. Deci, dacă mă întreb și îmi spui eu nu mai știu cine este vrăjmașul în condițiile noastre, în condițiile în care se spune că este răul, răul este necesar, că trăim într-o lume de asta vă spun, da. Pluralism și așa mai departe. Există o tentativă de camuflare a lui Satan destul de serioasă în filozofia noastră modernă. Probabil că a venit vremea și a venit timpul să lăsăm ca legea lui Dumnezeu să-și facă lucrarea de a demasca pe cel rău, pe Satan. Legea lui Dumnezeu îl identifică foarte limpede. Spune că primul ucigaș este Satan, marele mincinos este Satan. Bun, dar ca să-și facă, să-și facă legea lucrarea, înseamnă că cineva trebuie să o proclame. Ați întrebat cine e adversarul nostru sau adversar. Da. Efeseni, capitolul 6. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva forțelor întunericului. Niciun om nu e adversarul nostru în lupta aceasta. Diavolul lucrează prin oameni. Bun, dar forma de înțelegere este...
m-am uitat pe... Uitați, luați în România, pentru că sunt și cei care ne urmăresc din România. Hai să luăm, de exemplu, creștinii ortodoxi, de exemplu, da? Iau textul acesta. Sunt tot felul de forme, tot felul de exerciții pe care preoții îi pun să facă în faptul că trebuie să lupte împotriva celui rău. Apă sfințită, aghiazmă, te închin la asta. Și ei așa înțeleg. Și uite, zic, și așa mai, se luptă. Mai mult decât atât. Spre exemplu, anumite biserici, da? Citesc textul acesta și se uită către noi și spun, ei sunt mari vrăjmași. Da. Ei sunt. Vreți adversari? Vedeți ereticii. Da. Ereticii, biserici, pocăiții sunt mari, da, voștri vrăjmași. Apropo de textul dumneavoastră, uitați textul dumneavoastră, textul Efesen pe care 6. L-a citit, Efeseni 6, și uite, stau la coadă pentru oasele nu știu care, a cărui sfânt, apa sfințită și așa mai departe. N-au de luptat, au de luptat cu... Din cauza asta am spus la un moment dat, în orice conflict fundamental, vrăjmașul este descoperit de către elementele de identitate ale lui. Și cel ce ne explică cine este Satan este legea lui Dumnezeu. Auziți, Matei capitolul 13, sămânța este bună este cuvântul lui Dumnezeu, neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o e diavolul. Ăsta e vrăjmașul. E așa greu? Nu. Sub împărțirea de miercuri vorbește despre lupta cu îndoiala. Când ați citit sub împărțirea aceasta... Pentru că secțiunea de marți este extrem de elaborată, de mare, de așa mai departe, dacă mai aveți un text, deci Efesen... Ideea de vrăjmaș se leagă cu ideea de vrăjmășie din Geneza, care spune vrăjmășie, voi pune între tine și femeie, întrebai cine este vrăjmașul. Există un nebine care se instalează între noi și împotriva căruia luptăm toți. Spre exemplu, se spune că vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. În aceeași categorie este plasat și moartea și diavolul. Și cei ce îi urmează pe aceștia, adică... Și sunt aruncați în același foc. Adică atât de clară este demarcația aceasta, ca și între viață și moarte. Ca și între viață și moarte. Dacă ajungi la un moment dat să iubești viața, vei urâ moartea. Dacă vei ajunge să urăști, să iubești moartea, vei urâ viața. Și așa mai departe. Vrăjmășia aceasta este foarte clară. Noi nu suntem chemați doar să iubim. Noi suntem chemați să și urâm. Urâți răul cei care îl iubiți pe Domnul. Nu se mai vorbește despre lucrul acesta deloc. La asta am vrut să ajung la un moment dat, la faptul că nu suntem chemați doar să lucrăm cu jumătate din ființa noastră, cu afecțiunile noastre pozitive, doar cu iubirea. Și să ne închemați și să detestăm anumite lucruri, să ne ridicăm împotriva lor, să urâm, să combatem, da, Dumnezeu să spune, respingem. La un moment dat zice, îmi este scârbă, este senzația aceasta de a vomita vis-a-vis de păcat și vis-a-vis de rău. Pornind de la ce a zis fratele Dănoiață, vrăjmășia amintită în Geneza 3:15 e implantată de Dumnezeu în noi. E o vrăjmășie necesară, să nu fugim de ea. Diavolul trebuie respins, trebuie să ne împotrivim lui și el va fugi de la noi. E, altceva, în legătură cu ce ați spus, că oamenii încearcă să-l alunge pe diavolul prin niște forme de astea. Tot respectul pentru cei care fac așa și cred așa. Dar noi înțelegem din Biblie așa cum am discutat acum. Când spuneți tot respectul, vă referiți în sensul că așa cum sunt ei sinceri, încearcă să... Sunt semenii noștri și îi iubim. Noi nu luptăm împotriva unor indivizi, împotriva unor rătăciri. De acord. Și vrem ca oamenii să înțeleagă adevărul biblic și să-l primească. Da, dar promovarea legii lui Dumnezeu ne pune în situația în care să explicăm că nu astea sunt formele prin care se luptă împotriva celui rău. Nu faptul că am niște apă care o aduce preotul de la cuvetă. În momentul cuvetă, în care ai zidit castelul, va pleca omul din colima lui și va veni. Mântuitorul a zis, am venit să aduc sabia pe pământ. Da, există conflict, există antagonism ireconciliabil. Frate Radu,
Ce spune Dorin este adevărat, și anume, vom avea lupta între bine și rău câtă vreme va exista legea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu produce acest conflict și separă grâul de neghină, cei buni de cei răi. Din cauza aceasta există luptă atât de puternică împotriva legii lui Dumnezeu. Dacă se poate neutraliza legea lui Dumnezeu, dacă se poate scoate legea lui Dumnezeu, această luptă între bine și rău încetează. Vom fi într-o pace ecumenică extraordinară. Toată lumea va fi mulțumită. Toată lumea va fi mulțumită cu toată lumea. Din cauza asta este această revoltă puternică împotriva ideii de lege astăzi. Și din cauza aceasta se înlocuiește ideea de bine și rău și ideea de legea lui Dumnezeu cu ideea de o dragoste universală în care vom ajunge să iubim și pe Satan, dacă se poate. Îl iubim și pe Satan. Domnul e bun. Că Domnul este bun și accept. Deci, câtă vreme vom înțelege legea lui Dumnezeu, vom fi în acest conflict între bine și rău. Câtă vreme vom da legea lui Dumnezeu la o parte, vom trece într-o apă liniștită, într-un fel de... și înșelătoare. Într-un fel de cloacă generală în care ne vom așeza toți. Vedeți, legea lui Dumnezeu nu te lasă să fii liniștit. Vorbeam la un moment dat cu niște prieteni care spune, domnule, am cunoscut o mare liniște, o mare mulțumire în ultima vreme când am înțeles că nu mai trebuie să fiu întotdeauna stresat de ideea de păcat, de ideea de judecată, de ideea că Dumnezeu chiar luptă împotriva lui Satan în fiecare clipă și eu sunt victima acestui conflict. Păi, mi se pare că chiar spuneați despre faptul că curentul acesta al iubirii necondiționată nu vrea să-i vorbești despre judecată, despre vinovăție și despre suferință. Și despre suferință. Dacă le vorbești, mi-amintesc că am fost programat într-o biserică americană și mi-au spus, te rog frumos să prezint predica, dar vezi, zice, să nu lucrez cu vinovăția, zice, nu ne lăsa să take the guilt feeling. Da, the guilt trip, the guilt trip, zice, nu mai, fără suferință, fără judecată, fără lucruri de genul acesta. O speculație pozitivă în legătură cu ce a spus fratele Dănăiață. Conflictul acesta va exista câtă vreme va exista legea lui Dumnezeu. Corect. Și legea lui Dumnezeu va exista în vecii vecilor, deci atitudinea fermă împotriva răului va fi veșnică. Și cei mântuiți în împărăția lui Dumnezeu întotdeauna vor urâ răul ca posibilitate. Nu va mai apărea niciodată. Da. Dar își mențin atitudinea aceasta de partea legii lui Dumnezeu și nimic altceva. Am zis bine? Sigur. Ajungem și la subîmpărțirea de miercuri, mai avem încă câteva subîmpărțiri de acoperit. Când mai ați citit... timp? Ne facem timp. Da. Lupta cu îndoiala. Am discutat oarecum. Cred că am amintit ceva despre. Dar vreau doar o mică paranteză să spun. Am fost la o întâlnire săptămâna trecută și nu este prima dată când mi se întâmplă. Sunt colegi mai tineri care au avut o întâlnire la conferință și, în general, am stat deoparte și m-am uitat la viitorii pastori tineri care vorbesc. Și foarte mult, foarte mult, pastorii tineri, de exemplu, din conferință, vorbesc despre faptul că avem și noi momentele noastre de îndoială, avem și noi momentele noastre când trebuie să ne simțim într-un spațiu liber. Este ok. De dorit ar fi să mă duc la președintele conferinței și la pastorul senior și la pastorul care mă girează și să vorbesc că, uite, am lupta asta cu îndoiala, nu mai știu, nu mai... E normal să se întâmple, suntem oameni. Mie mi se pare că se promovează, se bate monedă pe chestiunea aceasta și mi se pare că duce într-o direcție greșită. Îndoiala ca element aproape că te verifică că ești normal. Te verifică că ești o ființă normală. Deci ca să fii normal trebuie să te îndoiești. Da? Da. Cogito ergo sum. Ceva de genul acesta. Cuget, deci există. Deci dar da. În orice materie, scripturistică, inspirație, biblică, sabat, lupta dintre bine și rău, Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, un pastor care nu își pune întrebări de genul ăsta înseamnă că nu e normal.
Mie mi se pare că așa se prezintă. Ce ați răspunde la o astfel de propagare? Noi trebuie să ne îndoim tot timpul de anumite lucruri. Dacă însă cădem în primejdia de a ne îndoi de lucruri sfinte, e bine să fim sinceri, să venim cu ele înaintea lui Dumnezeu. Doamne, uite, aici am probleme, ajută-mă. Nu? Nu, să nu ne prefacem că suntem convinși de ceva când nu suntem. Dumnezeu ne ajută. Eu sunt puțin mai strâmt. Adică, eu cred că atunci când este vorba de oameni, trebuie să ne îndoim de om în general, inclusiv de mine. Deci dacă eu produc niște afirmații, idei sau orice alt produs omenesc, trebuie să mă îndoiesc de el. Dacă tu vii la mine și îmi spui un anumit lucru care ține de tine, trebuie să mă îndoiesc și să verific întotdeauna, pentru că de asta Dumnezeu ne-a dat rațiune. Când este vorba însă de Dumnezeu, aici am probleme. Când eu nu mă pot îndoi de Dumnezeu datorită faptului că eu nu sunt mai mare ca Dumnezeu ca să-L verific. Adică, când vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre revelație. Da. Când El vine și mi oferă mie prin revelație anumite date pe care eu nu le cunosc, eu n-am decât o variantă. Ori să-L cred pe cuvânt, ori să nu-L cred. Atât. De verificat, nu-L pot verifica pe Dumnezeu. Deci, când Dumnezeu i-a spus omului, dacă vei păcătui, vei muri, omul n-a putut să-L verifice pe Dumnezeu dacă are dreptate sau nu. Când a venit Satan și a spus hotărât, nu vei muri, n-a putut să-L verifice nici pe Satan în momentul acela. Mai mare, da. N-a putut să-L verifice. Și atunci a trebuit doar să creadă, ori pe unul, ori pe altul. Și când a început să se îndoiască, filozofic sau religios, el s-a îndoit față de unul. Bun. Unde nu trebuia. Și s-a îndoit față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, eu ca om trebuie să ajung să nu mă îndoiesc de Dumnezeu și să mă îndoiesc de mine. Asta este poziția sau, dacă vreți, paradigma întregii Scripturi. Mă voi îndoi întotdeauna de mine, vai de cel ce se încrede în om, da. Și voi avea întotdeauna credință absolută în Dumnezeu, care este singurul care poate să fie crezut. Avem mai și un citat clasic, mă rog. Genial, e inspirat, din Steps to Christ, Calea către Hristos. Dumnezeu a dat în Scripturi suficientă dovadă de caracterul lor divin, al Scripturilor, caracter divin. Și noi nu trebuie să ne îndoim de cuvântul Său, pentru că nu înțelegem misterele providenței lui Dumnezeu. Dar scrie în altă parte că Dumnezeu n-a eliminat complet tot acolo. În cartea educație. N-a eliminat complet posibilitatea îndoielii. Dacă omul vrea motivele pentru îndoială. Da. Dacă omul vrea să se îndoiască, poate să o facă. Însă Dumnezeu a avut grijă și să ne dea suficiente argumente ca să credem. Acum vă rog să observați un lucru. Cartea sau citatul respectiv aduce în discuție ideea de taină și de mister pe care nu-l putem înțelege. Sunt lucruri care nu le putem înțelege, dar una este să nu înțelegi un lucru și alta este să te îndoiești. Adică eu trebuie să admit că nu înțeleg totul, eu trebuie să admit că sunt normal, limitat, da. Dar asta nu trebuie să mă conducă pe mine la îndoială. E altceva. Îndoiala... Da. Și existența misterelor nu trebuie să ne pună în încurcătură, că există mistere peste tot în jurul. E altceva ce spune fratele Dăneață. Adică una este misterul și îndoiala. Și alta îndoială. Cu 2 ani în urmă, știți pastorul din zona Los Angelesului care s-a hotărât, Bell, sau nu știu cum să fie ateu un an. Adică el s-a îndoit un an, bine, acum a rămas ateu și a dat seama că după un an de zile de experimentat S-a format și a dat seama că nu sunt motive de ajuns ca să-l facă să creadă că există Dumnezeu și a fost dat afară. Bun. Ceea ce vă spuneam eu este reversul. Oamenii insistă pe, e ok să ai îndoială, nu să te duci în lumea misterilor în care spui, nu înțeleg și o să ne spună Dumnezeu. Frații mei, noi suntem oameni ai credinței. Altfel, da. Toată Scriptura vorbește despre faptul că credința este forța motrice în viața unui om, nu necredința. Da. Nu necredința. Noi, filozofic, am răsturnat lucrurile și am făcut din necredință forța motrice
care ar trebui să conducă. Dar asta conduce societatea, asta conduce omul în demersurile lui, dar nu conduce împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu și în ceea ce privește Scriptura, forța credința motrice este credința, nu necredința. Eu aș zice că avem dreptul și e bine să ne îndoim de absolut orice până când dăm de un așa zice Domnul. Atunci nu ne mai îndoim, ci credem, cum a zis fratele Domnului. Mulțumesc. Deznodământul acestei mari lupte, ce ne spune Scriptura? Ce se va întâmpla? Care e finalul marii lupte? Nu va pierde Dumnezeu, okay. Va pierde răzvrătitul. Bun, haideți, e în extremă, dar vi-l spun, l-am ascultat pe băncile școlii. Dumnezeu nu are cum să piardă, de la paradigma aceasta se pierde, Dumnezeu nu are cum să piardă și, prin urmare, Dumnezeu nu are cum să fie învins. Și numărul răniților nu va fi foarte mare. Poate chiar la zero. Adică, la un moment dat, după cei 1000 de ani, Domnul va veni și ne va învăța lecția iertării, va învinge răul și după asta ne va învăța și pe noi 1000 de ani cum să iertăm, că nu suntem capabili să învățăm lecția aceasta și după asta vor fi iertați și ceilalți. Și uitați, deznodământul Marii Lupte, prezentat de cineva care spune, vedeți, avem paradigma, Domnul Hristos învinge, și se termină bine, fără casualties, fără răniți, frate Dăneață. Textul spune, veți zdrobi în curând pe Satan sub picioarele voastre. Și gata. Zdrobirea lui Satan nu înseamnă mântuirea lui Satan. Nu înseamnă apocatastază. Nu înseamnă că vor fi mântuiți toți. Universal. Nu înseamnă nici măcar, purgatoriu, în care vor sta acolo și până la urmă tot în cer. Deci tot după ce omul își va ispăși păcatele într-un foc, și le va ispăși pe toate, până la urmă tot în cer ne vom întâlni cu toți. Nu, nu este vorba despre asta. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Vrăjmașul lui Dumnezeu va rămâne vrăjmaș până la capăt și Satan va trebui să fie distrus pentru ca această lume să poată să rămână ceea ce a fost la început. Adică o lume fără vrăjmășie, fără Satan, fără păcat, fără de lege. În Ezechiel capitolul 28 se spune clar, Dumnezeu vorbește către Lucifer, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Una dintre formele sau una dintre argumentele prin care se poate verifica foarte bine cum se înțelege aspectul Marii Lupte în alte denominațiuni este finalul Marii Lupte. Deci, unii merg pe curentul universalist, unii merg pe curentul purgatorului, alții merg pe ideea că suntem niște spirite și așa mai departe, alții merg pe plata lor și plătești și tot acolo ajungi. Deci, oarecum, elementul final al Marii Lupte este foarte, 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 foarte important pentru că arată ce se întâmplă. Arată ce se întâmplă. Cred că cele mai mari probleme pe care le au alte religii și alte denominațiuni este că nu surprind aspectele acestea importante. Începem să avem și noi probleme. Cred că la sfârșit ar merita să atragem atenția asupra unui lucru. Sabatul este porunca și odihna lui Dumnezeu care, spre exemplu, va putea să fie păstrat într-un fel atunci când ești în cadrul Marii Lupte și în alt fel atunci când nu mai lupți pentru nimic, atunci când sabatul este dat doar pentru ca să-ți placă ție, să te enjoy yourself, să te bucuri de tine însuți în sabat. Foarte mulți în ultima vreme încearcă să facă din sabat un fel de zi a plăcerii personale. Deja îmi răspundeți din următoarea lecțiune și să mă bucur că... O zi a lejerității personale. Da, a confortului. Aceasta este închinarea la biserică. În același fel. Noi venim la biserică nu în cadrul unei lupte între bine și rău, ci venim la biserică pentru ca să ne socializăm cu îngerii, cu biserica lui Dumnezeu, cu frații, cu Dumnezeu care este cu noi acolo și stă la același nivel cu nivelul în care suntem noi. Da. Nu mai avem lupte cu noi înșine în așa fel încât să... De ce să trebuiască să nu mai mint, să nu mai bârfesc? Există minciuna albă, există tot felul de alte zone gri, cazuistici care îmi dă voie să fiu așa cum sunt, pentru că nu sunt într-un conflict între bine și rău, ci sunt într-un fel de o nouă exprimare a mea însumi în societatea în care sunt. Aș vrea să trag atenția și să-i rog pe toți cei ce ne ascultă să continue să-și imagineze mai departe acest nou curent care a început să sape puternic în biserica noastră. Noi nu mai suntem în luptă împotriva răului și păcatului. Nu, am încetat această luptă și trăim într-o vreme
în care n-avem dușman, nu avem luptă, nu avem adversar, nu avem confort, așa să spui. Nu mai luptăm împotriva celui rău. În legătură cu dispariția răului și cu ideea falsă că până la urmă toți ajung în trăieți, dau trei texte, rapid. Matei 7, 13 și 14, există o cale îngustă, puțin merg pe ea, acestea sunt slujitorii lui Dumnezeu. Și una largă pe care merg foarte mult, duce la pieire, cealaltă duce la viață. Nu există a treia cale. Ioan 3, 16. Oricine crede în el, a dat Dumnezeu pe Fiul, da? Să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Și cine nu crede, piere. Da. Gata. Da. Și al treilea este în Evrei 2, 14. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cănii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să-l nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Cuvântul nimicire, după părerea mea, vine de la nimic. Diavolul ajunge nimic, zero, nu mai există. Așa se termină lupta. Da. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile pe care le-ați oferit, pentru dezbaterea pe care am avut-o împreună. Vreau să mulțumesc celor care ne-au urmărit și să vă rugăm să continuați, să vă rugați la Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem cu adevărat lumea și războiul acesta nevăzut, pentru a ști cum să ne comportăm și pentru a înțelege că suntem direct implicați în această luptă. Până data viitoare, la revedere!